Bună seara, bine ne-am regăsit în această seară, pentru că este început de sfârșit de săptămână. O să avem o discuție mai lejeră. O să discutăm cu o tânără, o tânără a cărei poveste o să vă placă și dumneavoastră, pentru că mi-a plăcut și mie. Este vorba de o tânără care în urmă cu ceva vreme se năștea în România, a plecat cu familia în străinătate, s-a întors după o lungă perioadă de timp. Ei bine, acum este liderul oamenilor de afaceri din PNL, iar ieri, biroul politic județean al organizației Gorj a votat în unanimitate ca invitata mea, o să o cunoașteți imediat, să fie unul dintre candidații susținuți de partid pentru alegerile europarlamentare. Îi mulțumesc pentru prezență doamnei Hildegard Brandl. Hilde, îi spun toți cei care o cunosc, așa este și pagina pe care o puteți cunoaște mai bine, pagina de internet. Mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc, doamna Stoian, pentru că m-ați primit aici și pentru că mi-ați făcut o prezentare de ce și cum sunt. E foarte bine rezumat. Bine, o să vă cunosc, da? Mult mai bine telespectatorii, oamenii din Gorj și cei care ne urmăresc și online din țară sau din afară, pentru că avem aproape o oră la dispoziție, 50 de minute. Eu am aflat o parte din povestea dumneavoastră care este într-adevăr foarte bună pentru o carticică, în cazul în care o să o scrie sau o să o scrie cineva. Sunt foarte puțini cei care se mai întorc în România, cu atât mai puțin sunt cei care trăiesc aproape jumătate din viață undeva într-un stat dezvoltat și vin în România și aleg să rămână aici. Cam asta ați făcut dumneavoastră. Spuneam eu la începutul prezentării că deși v-ați născut aici, ați plecat cu familia în Germania, uh-huh, și v-ați întors după ce v-ați terminat studiile universitare și v-ați îndrăgostit de România, sau am văzut într-o prezentare a noastră pe internet că ați simțit că aici vă sunt niște rădăcini pe care le-ați tot căutat de-a lungul acestei perioade. Cred că asta rezumă ce mai bine. Eu, într-adevăr, veneam și din Germania, în România, să vizitez bunicii mei, care au fost în Sibiu, nu mai trăiesc, din păcate, și în Rășinar, a lungul anilor. Dar eu, cum nici în familie, când noi am locuit în România, vorbeam nemțește în familie și nu română, și eu nu vorbeam românește. Dar în 94 am venit un an în România și am studiat un an de facultate de arhitectură la Ion Mincu, în București, pentru că părinții mei au zis, de ce nu faci un an de facultate în România și înveți și cealaltă limba ta? Și cred că acolo a fost cumva acest al doilea punct de renodare, de reconectare cu țara mea, fiindcă am învățat și limba. Și de atunci, de când am făcut acel an de facultate și cu colegi și prieteni din facultate cu care am ținut o strânsă legătură în lungul anilor, chiar dacă am venit un an și după aia m-am întors în Germania să-mi continui studiile așa cum a fost prevăzut, am început să vin des, adică veneam fiecare an cel puțin de 2 sau de 3 ori în România și mergeam atât în Sibiu cât și în București și în Timișoara, de unde este mama mea, de fapt din Teremia Mare. Și cred că asta a fost această reconectare care a dus la această întoarcere în România, care nu a fost din Germania, fiindcă eu în Germania am studiat, am lucrat după aia ca tânăr arhitect, având o echipă de condus, experiență foarte bună, am avut niște șefi în acest birou de arhitectură care mi-au dat foarte multă încredere și mi-au dat foarte multă responsabilitate și cred că asta a fost cumva, în afară de felul cum am fost crescut în familia, unul din punctele care mi-a dat încredere în a mă dezvolta ca antreprenor. Și am plecat din Germania în Venezuela.
Am locuit și lucrat în Venezuela 5 ani de zile, deschindu-mi acolo primul meu birou al meu de arhitectură. Asta a fost o dorință care am avut-o din studenție. Am vrut întotdeauna să fac un an sabatic undeva în lume și ca arhitect este obligatoriu, trebuie să călătorești și trebuie să fii un timp undeva, astfel încât să-ți deschizi orizontul, să vezi alte meleaguri, să vezi alte metehne și să înțelegi mai bine ceea ce înseamnă arhitectura în lume. Și n-am putut să fac asta direct după diploma mea, fiindcă am avut o diplomă care a fost și în ziare și a fost discutată într-un mod pozitiv și mi-a fost mie oferit un job invers de cum este în general, când tu ca tânăr trebuie să Să cauți primul cauți. tău job și asta că a fost un mare noroc pentru mine că îți dă o încredere dacă ești căutat de la început și atunci n-am putut să plec, a fi fost o nebunie să renunț la ofertele care au fost și am lucrat 2 ani în Germania, în acel birou. Competiții internaționale, a fost o experiență foarte bună, dar a rămas acest gând și eu știam după aceea nu mai pot să plec pentru un an pur și simplu din arhitectură, nu mai merge. Și am luat hotărârea, am plecat în insule, în Bonaire, în insule Antile și de acolo au început să vină proiecte în Venezuela. Așa că întoarcerea a mea a fost de fapt reîntorcându-mă din Venezuela, unde din păcate am trebuit să văd că se instaurează ceva similar cu ce s-a întâmplat în România. Și având experiența părinților mei care au plecat cu noi copii, cu mine și cu fratele meu în 77 din România, știam ce înseamnă un comunism și cum sunt primele semne. Și chiar dacă pentru businessul meu de birou de arhitectură a fost foarte bine, pentru un viitor a fost cu foarte mare semn de întrebare și vedeți ce se întâmplă acum în Venezuela a fost ceea ce am preconizat și chiar m-am implicat, am încercat să fac ce pot cu toți ceea ce este acolo de a opri ca opoziție ceea ce făcea guvernul, acest guvern care a mers în direcție atât de greșită și atât de abuzivă. Dar am luat hotărârea care mi-a fost grea, dar care a fost necesară să mă întorc din Venezuela și m-am întors în Europa. Și mi-am dat seama când m-am întors de ceva care nu am realizat niciodată înainte, că sunt foarte bătrână. Și vă zic și de ce zic asta. Adică sunt bătrână fiindcă sunt Europa. Eu fac parte din Europa și Europa e bătrână, este imbibată în literatură, în istorie, în povești altfel decât Venezuela sau America de Sud sau America de Nord, care au frumusețile lor și m-am simțit foarte bine acolo. Dar noi în Europa asta avem, este densitatea asta de trăire și a fost așa, o întoarcere pe pământul meu și a fost decizia unde merg. În Europa. Că n-a mai fost, e Germania, nu, a fost deschis. Și eu mă ocupam tot în acest timp în care am fost în Venezuela de retrocedările noastre, fiindcă am fost și noi expropiați în comunism și am fost în România pentru niște demersuri administrative și mi s-a oferit un proiect. A fost o totală coincidență și eu cred în acele coincidențe în viață, într-o formă foarte pragmatică. Eu cred că ce cauți, te caută deja. Și am acceptat acest proiect, neștiind unde mă voi poziționa. Voi merge în Germania, România, Franța, Spania. Și a fost cea mai bună decizie a mea, cum a zis dumneavoastră. Ați ajuns în România în ce an? 2009. 2009. Dificil an, de fapt, nu? Că Da, criza mondială. exact. Cum ați ajuns în politică? Pentru că acum sunteți, spuneam eu la începutul prezentării, liderul oamenilor de afaceri din PNL. Bună întrebare! Vă zic cum am ajuns. De-aia zic și este așa un noroc. Pentru mine a fost un noroc să mă întorc în România, pentru că mi-a dat posibilitatea să mă afirm și să am succes ca antreprenor într-o formă în care mie îmi place ceea ce vreau eu să fac, adică arhitectură. În Germania trebuia să, de exemplu, să aleg o nișă, să fac toată viața doar birouri sau doar grădinițe. Piața e foarte restrânsă și nu ai posibilitate, să spunem, să dezvolți o rețea de clienți în mai multe zone ale arhitecturii. Dar eu nu pentru asta am studiat arhitectură și am mare șansă avut, venind în România, că e o țară în care se construiește, se dezvolte, e tânără pentru un arhitect, este o
absolut fenomenală șansă. Am construit un birou frumos cu asociata mea, Anca, Sandu. Suntem un birou destul de mare, avem 15 arhitecți și am fost și foarte activ, nu doar ca arhitect în proiectare și proiecte, ci am fost și destul de activ de la început în a face proiecte voluntare ca mediul de afaceri. Adică am devenit membru Romanian Business Leaders, care este o asociație a antreprenorilor care militează pentru un antreprenoriat etic și face proiecte voluntare pentru a crește mai mulți antreprenori, pentru a face educație, pentru a face proiecte în vederea repatrierii. Adică avem diverse proiecte voluntare în care eu în tot acești ani m-am implicat. De exemplu, sunt parte din proiectul și membru fondator împreună cu colegii mei care se cheamă Repatriot, pentru repatrierea diasporei, pentru că știu ce înseamnă și ce șanse are diaspora să se întoarcă înapoi, să se întoarce înapoi în România. Avem proiecte precum Vreau să fiu antreprenor, unde mergem în școli și universități și vorbim cu elevii și cu studenții despre spirit antreprenorial, da? Despre spirit de echipă. Fiecare antreprenor merge și tot asta facem gratis, e voluntar. Dar cum de v-au acceptat ca lider? Pentru că, în general, bărbații acceptă mai greu să fie conduși de o femeie. Sunteți liderul oamenilor de afaceri pe această zonă, a PNL-ului, a opoziției. Eu nu sunt doar în Romanian Business Leaders, sunt și în Camera Română Germană de Comerț membru și lucrez în diverse proiecte și cu celelalte camere de comerț împreună, cu Camera Americană Română, cu Camera Franceză, și m-am implicat a lungul anilor în această parte, în proiecte voluntare, și asta înseamnă că totuși am crescut încrederea celorlalți colegi ai mei din antreprenoriat, care suntem mulți și facem aceste proiecte împreună. Când a fost acest call, adică care a fost de a intra în politică, această întrebare, care antreprenori sunt dispuși să intre în Parlament? Fiindcă avem nevoie de antreprenori în Parlament. Asta a fost deviza atunci în 2016, fiindcă avem nevoie de oameni care știu să urmărească un obiectiv, pentru că o fac zi de zi în businessurile lor. Adică o afacere, o firmă nu funcționează decât dacă îți urmărești foarte clar obiectivele, dacă ai un business plan, adică un program pe care tu setezi pentru ceea ce vrei să atingi și îl urmărești temeinic. Și ideea a fost asta, să aducem oameni din mediul de afaceri în Parlament, astfel încât să întărim Parlamentul și să avem și pe partea teoretică completare cu partea de practică și cu expertiză din de la filul ierbii până la urmă. Și ați candidat pentru... Și am candidat ca senator în București, pe locul 3. Și trebuie să zic că a fost o experiență foarte pozitivă. Eu m-am așteptat, adică m-am... am zis că o să fie, cum povesteam și colegilor acum când am fost în birou politic județean, a fost o așteptare de jumătate va fi pozitiv, jumătate va fi negativ. Dar am învățat de la părinții mei, mergi înainte, dacă vrei să faci ceva, încerci să-ți dai cel mai bun din tine. Eu vă zic, spre, cu siguranță surprinderea multora, este 99% a fost doar pozitiv. Eu am primit, în ciuda faptului că am venit așa, din mediul de afaceri, într-un partid, de azi pe mâine, am primit foarte mult suport. Am avut colegi care au făcut cu mine echipă, care m-au ajutat la început să înțeleg, adică să pot expertiza mea să o completez cu expertiza politică, și eu îndemn pe orice tânăr să facă asta. Pentru de că ce? În 2 ani de vă zic de ce. Face un tânăr politică? De ce ar intra în politică? Mai ales în opoziție. Da. Pentru că știm, în general, oamenii aleg politica din oportunism. Da. Dacă ai ceva de câștigat, da, te bagi, dacă nu, mai bine stai la locul tău. Eu vă zic de ce. Fiindcă în 2 ani în politică înveți cât în 10 ani în non-politică. Este ceva absolut impresionant. De ce? În politică, indiferent dacă este la guvernare sau în opoziție, vei fi nevoit să faci parte din echipe, să faci proiecte voluntare împreună, să poți să dezbați și să combați niște puncte de vedere, chiar ca simplu membru
automat faci parte din proiecte împreună, din campanii, din a milita pentru ceva, de a se organiza împreună, de a se inama la aceeași țel. Și asta este o învățătură care este incredibil de puternică față de ceea ce nu vei face dacă nu vei fi într-un partid în viața ta. Adică, cu siguranță, să aleagă fiecare în ce partid să meargă, dar ar fi așa un câștig pentru tinerii să fie 2-3 ani din viața lor într-un partid. Este incredibil ce învățătură personală vor prinde din asta despre cum să faci echipă, ce înseamnă să inspiri pe alți oameni, cum motivezi pe alții, cum le dai suport altora. Eu doar pot să zic, este o chestie care nu ai cum să pierzi decât ai să câștigi. Bine, asta dacă și partidul te lasă, pentru că cel puțin local noi vedem altceva. Oamenii au văzut altceva, au văzut niște partide închise, mai ales partidele aflate la putere, partidele de guvernare, mă refer aici în special la PSD, unde tinerii nu pot să progreseze politic vorbind. De ce? Pentru că a existat din totdeauna, după Revoluție încoace mă refer, o încercare sau o dominare a celor care au reușit să pună mâna pe frâie și care nu au mai vrut să le dea drumul din mână. Eu aș zice așa, nu există ceva ce nu poți atinge. Depinde doar cum. Cum a zis Brâncuș, lucrurile nu sunt greu de făcut. Este doar greu de a te pune în stare de a le face. Și aici este uneori o barieră și este foarte ușor să treci peste ea. Cum? Dacă una trebuie să înțelegi și asta te face politic, este despre echipă. Și eu ca arhitect, pentru mine echipa e cel mai relevant. Eu înțeleg că asta în construcții, fără echipă, tu ca persoană nu faci nimic. Te piepteni, mănânci, bei o apă, vorbești, dar asta atât este. Tu ești atât de puternic cât echipa ta. Adică ca un tânăr, dacă vrei să intri, nu există că nu merge. A, n-am zis că este ușor și sunt unele locuri în care este mai ușor, în care locuri este mai greu. Dar poți să devii membru și după aia poți să-ți creezi o echipă. Adică te conectezi cu acei care au aceeași valori, aceeași gânduri, care sunt aproape și așa reușești, să spunem, să preiei mai multă responsabilitate, fiindcă responsabilitate nu cade din cer, nici în antreprenoriat. Tu trebuie să o preiei. Adică, indiferent ce greșeli face echipa ta, cel care conduce o echipă, el e responsabil. Nu este responsabil echipa și nici nu este de vină. Dacă tu n-ai știut să o faci mai bine, este la tine greșeală. Și dacă tu ți-asumi acea responsabilitate, ca tânăr, și eman asta, că zici, mai, eu vreau responsabil, dați-mi să mă ocup de campania asta, eu vreau să fac niște proiecte cu tinerii, vreau să aduc niște oameni de afaceri care să le vorbească. Și te duci și bați la ușă și mergi la camerele bilaterale și zici, halo, am niște tineri, vreți să le vorbiți? Despre spirit antreprenorial, despre idei, despre echipe, despre finanțări. Și eu sunt sigur că reușești să convingi oamenii dacă ai această energie. Și asta te antrenează. Adică eu cred că întotdeauna trebuie să o iei ca o oportunitate. Ușa este atât de închisă că tu ești dispus să împingi să o deschizi. De ce vreți să bateți acum la ușa Parlamentului European? Că este o candidatură, spuneam eu la început, pe care v-ați depus-o și care a fost acceptată, a fost votată în unanimitate de organizația PNL Gorj, de biroul politic. De ce vreau? De ce vreau să candidez? Fiindcă eu chiar cred că am niște capacități, n-am zis că sunt cea mai bună, niște cum, sunt oameni foarte buni, dar cred că am niște capacități care, în special pentru Parlamentul European, mă validează. Adică am trăit în diferite continente, sunt arhitect, am diferite firme, atât de arhitectură cât și în turism, fac proiecte voluntare în mediul de afaceri de foarte mulți ani de zile și vorbesc 6 limbi, ceea ce nu strică, mai ales în Parlamentul European, unde trebuie să ai un dialog, unde trebuie să negociezi. Cum am mai zis, în acest moment, în Parlamentul European, nimeni din Europa de Est, ca țară, a preluat o poziție fruntașă decât Ungaria, care cu Victor Orban este mai degrabă o gică contra.
Dar nu este un coagulant. Nu există o țară, și aici România chiar are șansa, și am discutat asta recent cu domnul Alexander Stup, care a fost prezent la o dezbatere, care e unul din candidații la președinția Comisiei Europene, și cu domnul Oettinger. România are șansa de a preia această poziție de coagulant. Nu doar țărilor din Europa de Est, ci țărilor din Sud. Pentru că avem aceeași țeluri și considerente, și dacă vrem să avem o Europa cu o singură viteză, trebuie să ne așezăm la masă de singură viteză. Asta înseamnă că noi trebuie să fim interesați de toate țări care sunt în Europa și trebuie să și milităm pentru ele, și asta e o șansă care eu văd, care poate fi fructificată și care și cei din Comisia Europeană au susținut că ar fi foarte de apreciat dacă România preia acest rol. Și asta cred că sunt unul din punctele forte de ce eu aș vrea să candidez și de ce cred că sunt omul potrivit, la locul potrivit, și este și posibilitatea și aia specifică pentru România și pentru o regiune precum Sud-Vest Oltenia, este aceea că asta este o regiune care seamănă foarte mult cu regiunea în care eu am crescut. Eu am crescut în regiunea metropolitană Ruhr, în Germania, și am făcut și mai multe delegații cu primarii din România și în special din Sud-Vest Oltenia, acolo, și în alte zone ale Germaniei, pentru a arăta bunele practici de acolo, care le pot transfera aici. De ce? Zona metropolitană Ruhr, în care am crescut în Germania, care este în vestul Germaniei, a fost o zonă de extragere de cărbun și metalurgică, care în anii 80 a stopat toată producția. O decădere totală, o zonă înainte prosperă prin asta, a decăzut complet. O zonă gri, migrație tinerilor, puternic, și au trebuit să găsească o soluție. Și ei nu au avut șansele în turism pe care avem aici în Sud-Vest Oltenia. Adică uitați-vă Târgu Jiu, ce poate să facă cu Brâncuș. Ce șanse sunt în toată partea montană pe care avem aici, pădurile, câmpile, dealuri. Nu au avut asta. Dar au avut determinare și au avut niște concepte foarte clare. Care? Să se dezvolte regional, împreună. Cum e și sloganul Europei, da? Împreună suntem mai puternic. Și așa este. Adică s-au pus la punct cu toate orașe să facă o strategie comună, să se promoveze comun pentru a atrage investiții în acea regiune în care am crescut, și au reușit să reîntoarcă roata, să crească dintr-o zonă decăzută economic și cu migrație puternică într-o zonă atractivă, care tinerii au revenit înapoi și au găsit alte zone în care pot să dezvolte business și să creează locuri de muncă, că despre asta e vorba peste tot, în logistică, în servicii, în parcuri industriale, în cuplarea între parcuri industriale cu universități, și a făcut strategic. Adică nu a încercat în toate orașe să facă universități, ci la niște distanțe logice care încurajează să crească niște universități mai mari, mai puternice. Și toată această gândire de echipă a fost ce le-a adus succes și fonduri. Adică ei s-au dezvoltat pe fonduri și le-au tras împreună, gândind împreună o strategie. Da, este foarte greu cu atragerea fondurilor europene, cel puțin pentru noi, pentru întreaga Românie, că corect, suntem codași la capitolul ăsta. Spuneați ceva mai devreme că ar trebui să avem și noi aceeași viteză. De ce credeți că România, că am avut mereu europarlamentari, adică am avut niște reprezentanți în Parlamentul Europei, de ce România nu a mers cu aceeași viteză ca și celelalte state cu care avem drepturi egale? Acum, mie nu sunt fan de a critica oameni, dar eu dau doar, să spunem, redau ce am discutat, că am contacte din Germania și din România și din Austria, care sunt în Parlamentul European. Critica la o parte din parlamentarii europeni a României a fost că nu se implică decât punctual pe teme care îl interesează, care sunt legate de niște proiecte specifice, nu se implică în strategia europeană. Dacă tu nu asiști la ce se dezbate pentru celelalte țări, dacă tu faci parte dintr-o echipă, dacă nu ești interesat să militezi cu ei pentru ceva, dacă nu faci echipă și îți implici timpul
într-o gândire macro, tu nu poți să aștepți să spunem să fii luat la fel de serios. Și aici este problematică. Dacă noi vrem să fim la aceeași viteză și noi putem, pentru că avem din punct de vedere a potențialului României pe energie, pe dezvoltare în turism, pe dezvoltare în producție, pe posibilitate de IT în si, care este mare, pe industrie creative avem toate șanse. Nici nu mai vorbesc de întotdeauna anumit, renumită poziție geografică pe care o avem. Dar pentru asta trebuie să ne așezăm la masă. Și trebuie să fim interesați, să ne implicăm timpul și efortul și posibilitatea de a comunica și negocia împreună cu celelalte state. Nu poți să ceri dacă nu vrei să și dai. Și acolo ai nevoie de mai mulți parlamentari europeni care vor să dă astfel încât să primim noi ca țară. Asta este rezumată care eu l-aș face în acest sens legat de feedback din Parlamentul European. Nu am negociat bine până acum noi ca și țară sau nu am avut, eu știu, prin reprezentanții de la nivel înalt, nu am avut posibilitatea de a ne așeza la o masă la care sunt și reprezentanții altor state, pentru că nu am avut interesul până acum. Și acum deja conștientizăm că am pierdut câteva trenuri în care nu ne-am prins impiegatul, adică nenea ăla din stație nu ne-a luat de mână și să ne urce în niciunul din ele și nu se știe câte trenuri vor mai trece să urcăm și noi. Mm-hmm. Da, așa este. Eu cred că e combinație. Totul se rezumă tot la încredere și respect. Asta e părerea mea. Fiecare țară se dezvoltă în funcție de cum se dezvoltă încrederea și respectul. Avem cu siguranță în România o problemă uneori de încredere și respect. Există un studiu foarte interesant domnului profesor David din Cluj, la Universitate Babeș-Bolyai, care a analizat România ca, să spunem, caracteristici specifice. Și noi suntem foarte suspicios comparativ cu celelalte țări europene și prestăm în consecință puțină încredere și suntem foarte competitivi. Adică este eu. Nu este despre celălalt. Asta este, bineînțeles, o analiză care particular poate să diferă, dar ca o comparație cu alte țări, acolo sunt cele două zone în care noi trebuie să lucrăm. Și cu siguranță vin istoria noastră, că nu totuși tocmai am fost încurajat să avem foarte multă încredere, nu? Că nu a fost un regim cel comunist care ne-a încurajat să avem încredere unii în ceilalți. Și nici să facem echipe, că a fost tăiat întotdeauna din start orice fel de facere de echipe. Eu cred că asta este. Dacă noi înțelegem că putem în Europa doar să reușim să avem o voce, dacă avem o echipă. Adică asta înseamnă că eu trebuie să fiu acolo, eu trebuie să înțeleg problematicile fiecare țări europene, fiindcă eu sunt european în acest moment. Puterea noastră în lume, între Statele Unite și China, care totuși unii, datorită numărului de oameni și forțe pe care au, și Statele Unite, datorită dezvoltării, în special și în IT&C, sunt niște concurenți puternici. Și noi nu avem cum decât ca Europa să mergem mai departe. Așa că eu trebuie să înțeleg Europa. Trebuie să cresc România, dar cresc România dacă înțeleg Europa, fiindcă voi fi partener în această căutare de a dezvolta țara noastră, dacă eu le sunt partener. Nu merge altfel. Este ca în sport. Tu nu poți. Uitați-vă cum este unul interesant, cum este cu Germania și Argentina. Argentina o echipă fenomenală, da? Mai știți când a fost campionatul mondial unde Argentina a venit așa foarte elegant în așteptarea victoriei și au jucat fiecare singur. Că a fost așa de convins de celelalte victorii și fiecare se credea cel mai frumos și cel mai bun, că nu au mai jucat ca echipă. Germania nu e așa de spectaculos în fotbal, dar joacă ca o echipă. Joacă echipă. Nu este despre staruri. Asta este relevant. Păi, ești echipă sau nu ești echipă?
Dacă noi facem echipă în Europa, noi vom avea o complet altfel de abordare din partea Europei. Fiindcă asta, aici este, stai la masă, nu stai la masă. Poate România să recupereze într-o perioadă, să spunem, relativ decentă ceea ce am pierdut în ultimii ani. Acum, dacă tot am vorbit de fondurile europene, acolo am pierdut foarte mult, adică se putea dezvolta pe foarte multe paliere, pe foarte multe domenii, cu bani proveniți de la Uniunea Europeană, pentru că altminteri noi ne tot plângem de lipsa banilor, de lipsa fondurilor. Niciodată nu sunt suficiente, dar nu am făcut nimic sau am dat cu piciorul în anumite situații unor oportunități prin care puteam să atragem niște bani, puteam să aducem niște bani de la Uniunea Europeană cu care să cârpim, să reparăm, cu care să dezvoltăm ceva și nu am făcut-o. Putem să recuperăm această perioadă pe care am pierdut-o? Eu cred că da. Exact această întrebare am discutat-o cu comisarul european, domnul Günther Oettinger. Acum două zile a fost o întâlnire cu el și a fost prezent și toți colegii mei din Partidul Național Liberal, din Board Executiv. A fost exact acea întrebare i-am pus, pentru că eu știu că Parlamentul European vrea o simplificare la fonduri europene și am vorbit cu el despre asta și am întrebat ce vom face pentru a crește absorpția și nu doar asta. Nu e suficient să ai o absorpție, mai trebuie să și fie acel ban nu irosit, ci într-adevăr investit. Ce mă ajută dacă am proiecte pe fonduri europene, care cum avem, de exemplu, în turism, vă dau exemplu, avem ghis turistici în tot felul de sate și comune, unde s-au înscris oameni doar să aibă bifat, plătit, fără să devină niciodată un ghid turistic real, e despre număr. Dacă indicatorii nu se schimbă, nu devine realmente eficient, că singura chestie care te face mai bun este educația, da? Că altfel nu crești. Așa că mi-a răspuns în acest sens că a zis că da, unificarea reglementărilor pe fonduri europene va fi o prioritate. Doi, obligația statelor care vor să ia fondurile, ergo și noi ca România, împreună cu politici de coeziune, adică cu Bruxelles, va fi o legătură mult mai strânsă din punct de vedere că se vor stabili priorități reale pentru țări și pentru județe, regiuni. Și asta ne dă posibilitatea să avem niște programe care sunt croite pe ceea ce are nevoie fiecare regiune și fiecare țară. Și a zis că acolo implicarea din partea Bruxelles-ului va fi mult mai puternică decât a fost înainte, exact datorită faptului că absorpția fondurilor într-o parte din țările care sunt relevante pentru Uniunea Europeană și care trebuie să se dezvolte în continuare, dar n-au tras suficient din fonduri europene precum au fi putut. Asta este una din prioritățile care va merge, cum am zis, mână-mână cu simplificarea pe fonduri europene și cu posibilitatea de a direcționa fondurile europene mai bine și mai eficient, astfel încât, într-adevăr, din asta noi vom avea o creștere în educație, în dezvoltare forței de muncă, în posibilitatea de a atrage investiții și ne-a dezvolta într-o formă adecvată și din punct de vedere de domenii principale. Turismul a fost amintit de dr. Oettinger ca unul din punctele forte, în special a României, cu acest relief absolut spectaculos, care noi nu ne dăm seama uneori și fără să vreau să cad în o, Doamne, doar România e frumoasă, nu, dar noi nu ne dăm seama de relieful incredibil care avem noi din punct de vedere de peisaj în România. Mai vreau să văd o altă țară, și domnul Oettinger știa asta foarte bine, în care ai și delta Dunării, ai Dunărea, ai munți, ai dealuri, ai câmpie, ai absolut incredibile zone care sunt foarte diferite, adică la fiecare 30-40 de minute se schimbă peisajul. Asta este o șansă imensă și noi avem asta. Noi avem, dacă vin turiștii, se fascinează într-o formă care nu se întâmplă în multe alte regiuni. Adică revin toți. De ce avem pe Prince Charles care este fascinat de România? Fiindcă e sălbatică încă.
Aproape nicio țară în Europa mai e sălbatică real. Adică noi zicem câmpii cu flori, ce asta? Pentru asta alți oameni se agită. Fiindcă nu mai au câmpii cu flori în acest fel, nu mai au păduri naturale, ci toate sunt reîmpădurite și nu mai au animale sălbatice pe care noi le mai avem încă în România. Adică este o șansă care noi în ultimii 27 de ani n-am știut să valorificăm. Și eu cred că acolo avem foarte mult de făcut. Ați numit la un moment dat România Smart-up. Asta, că tot am vorbit de proiecte, știm că startup-urile pot fi ajutate dacă și vor lucrul ăsta. De ce Smart-up? Unde ați văzut inteligența? Vă zic unde am văzut inteligența. Dacă există o caracteristică care eu văd în România, care ne diferențează de celelalte țări în Europa, eu cred că este creativitate. Eu cred că suntem o țară care are un potențial creativ enorm și avem și eu, și asta este foarte important în creativitate, avem flexibilitate. De exemplu, în România, orice proiect, chiar dacă zic, ok, avem la dispoziție o săptămână, asta este proiectul, cum îl facem, nimeni dintr-o echipă se va bloca pe faptul că timpul e scurt. Poți să fii și 24 de ore. În Germania, dacă faci aceeași încercare și experiment, este un blocaj instant. Adică este nu. Nu se poate în acest timp. Și punct. Asta, flexibilitate împreună cu creativitate, ne dă posibilitate să reacționăm foarte rapid. Să preluăm trenduri. De aceea în ITNC noi suntem atât de buni în România. Fiindcă nu de altă, noi ne-am orientat spre niște industrie creative de viitor foarte rapid și avem foarte mulți oameni internaționali apreciați la maxim în acest domeniu. Adică se încearcă să se scoată IT-iști din România la greu, fiindcă sunt căutați peste tot în lumea. Aici noi avem niște capacități care ne fac diferit și cu care noi putem să lucrăm și cu care noi putem să dezvoltăm țara, dar trebuie să le înțelegem și trebuie să ne dăm silința să le promovăm în acest sens. Ei s-au cam promovat pentru că vorbeați de oamenii din IT care... Da. Sunt luați de cei din afară. Oamenii ăștia pleacă singuri pentru că găsesc acolo niște oportunități pe care în România nu le au. O problemă a României în general și a acestei zone în care suntem acum este cea a lipsei locurilor de muncă. Este o problemă la care nu s-a găsit nicio rezolvare, dar nici nu am văzut niște încercări foarte mari ale factorilor de răspundere de a face ceva, de a face ceva în acest sens. S-a dat vina ba pe infrastructură, ba pe faptul că am avut foarte bine promovată cu ghilimelele de rigoare corupția și că de asta s-ar teme niște potențiali investitori. Oamenii de asta pleacă din țară, să-și caute niște locuri de muncă. La noi rămâne această problemă, spuneam, nerezolvată. Cum vedeți o cale de ieșire din gaura asta? Ne întoarcem la cele două cuvinte care am zis, încredere și respect. Atât antreprenorii cât și oamenii care pleacă din România, adică unii care nu investesc și ceilalți care pleacă, fac asta din cauza lipsei de încredere și lipsei de respect. Antreprenorii, în special, din cauza lipsei de încredere, fiindcă nepredictibilitate este bariera pentru un antreprenor. El poate să lucreze cu taxare de orice fel de tip aproape, pentru că găsește posibilități dacă știe în prealabil că va veni o problematică din acest gen. El poate să lucreze cu o problemă în infrastructură dacă știe că în rest va avea o siguranță. Dar cu lipsa de predictibilitate, acolo e problema. Fiindcă dacă eu, de exemplu, cum se întâmplă acum la noi, cresc pur și simplu din pix salariul minim și decât să investesc în o mai bună productivitate și în consecință în salarii mai bune, fiindcă
toți antreprenorii își doresc să plătească salarii mai bune. Chiar dacă o lume zice, a, nici de cum vrea un antreprenor asta, nu este adevărat. Orice salariat care este bine plătit lucrează cu mai multă plăcere și cu o mai multă dispoziție de a face o treabă bună. Este normal, fiindcă se simte susținut, are din ce trăi corect, bine și fericit, așa că interesul este, dar trebuie să vii cu predictibilitate. Dacă tu zici, din pix de azi pe mâine, orice fel de reglementare se schimbă. Uitați-vă ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani. Este halucinant. Noi, în mediul de afaceri, și vă zic, în toate asociații a mediului de afaceri, am încercat să milităm, să convingem guvernul actual să se oprească din acest galop nebun de a schimba felul de cum se taxează reglementările de azi pe mâine. Adică gândiți-vă ce s-a întâmplat cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, cu partea de schimbările de taxare, cu schimbarea salariului minim, care oricum nu este un salariu care trebuie să ne raportăm, că normal ar fi salariul mediu, dacă vrei să fii sănătos. Toate acestea sunt lipsă de predictibilitate. Așa că trebuie să scoți asta. Tu trebuie să fii predictibil. Tu, ca guvern, asta este o obligația ta, în primul rând. Dacă nu vrei să-ți pleacă oamenii și dacă vrei să vină investiții în țară, trebuie să-ți asumi disciplina de a fi predictibil. Dar asta este obligația ta și este și o obligație etică față de țara ta. Și e inacceptabil că nu se întâmplă așa ceva. Mai ales într-o țară care are un mediu de afaceri atât de puternic. Adică aici sunt oameni care sunt motor. Noi nu avem creștere economică atât de accentuată, adică mai bună decât tot restul Europei, fiindcă nu facem nimic. Păi noi nu suntem cu mâinile în poale. Noi chiar facem. Dar problema este, noi am făcut un interesant sondaj la Romania Business Leader și la cameră pentru a analiza cum este, să spunem, atmosfera antreprenorilor și investitorilor față de ceea ce se întâmplă în economie în România. În ciuda faptului că avem 3 ani consecutiv de creștere economică, da? Chiar dacă este parțial pe consum, dar creștere economică, interesant este că încrederea în dezvoltarea mediului de afaceri, încrederea în guvernul și încrederea într-o prosperitate și o siguranță, în primul rând, a antreprenoriatului, este atât de jos cum a fost niciodată. Adică acest paradox vine de asta. Da, toată lumea se străduiește să dezvoltă. Dar toată lumea este cu un mare semn de întrebare ce se va întâmpla și aici vă zic, sunt destul de multe firme care au început deja să-și realoce o parte din producția lor sau să nu mai aloce producție care vrea să extindă în România, ci să ducă în Bulgaria, în Ucraina, în Ungaria. Și asta este o problemă creată care este grav și care trebuie stopată. Trebuie stopată. Trebuie să ai tărie și etică, să fii predictibil ca guvern, exact cum ziceați dumneavoastră. Tu ai nevoie de investiții și ai nevoie să rămână oamenii în țară. Păi atunci îi dai odată predictibilitatea mediului de afaceri, să poată să se dezvolte, să poată să aibă siguranță că poate să crească mai mult și să investească în angajații lor. Și oamenilor care vor să plece în România, trebuie să dai o alternativă. Și o alternativă este cea de smart-up. Adică, încurajează tinerii aceștia, într-un mod pozitiv, să deschidă afaceri. Dar nu prin programe precum Startup, unde nu există nicio condiționare. Adică este ca o măcelărie. Le dai niște bani, le duci acolo, n-au niște condiții decât să țină firma asta deschisă 2 ani de zile. Ce fel de condiție este asta? Nu e nicio condiție. În mod normal, statistic, firmele, startup-urile, cel mai mare procent în lume, se închid după un an. Cei care își doresc să treacă de primul an continuă mai departe. Păi de ce atunci tu obligi pe acești startup tineri să se țină 2 ani de zile? Că e clar că în primul an se decide dacă funcționează sau nu funcționează. 2. Nu le dai niciun obiectiv. Obiectivul nu poate să fie să ai 2 angajați și să ții 2 ani deschis. Trebuie să le dai obiective real care sunt legate de capacitatea lor antreprenorială. Și dumneavoastră să știți bine că la aceste proiecte niște consultanți scriu niște business planuri și după aia niște săraci tineri le implementează cum pot ei. Băi, asta nu este cum tu creezi o clasă de antreprenori tineri de succes, smart up. Nu. Smart up înseamnă că tu să faci
o grilă și o verificare prin comisii sau ce-ți dorești tu, cum facem noi, de exemplu, cu mentoratul, în care tu analizezi antreprenorul tânăr care e acolo în fața ta. El e relevant, nu e business planul. Și atunci, dacă noi nu începem să investim în individ, ci investim în hârtii, atunci nu vom putea. Și noi avem de investit în indivizi și atunci putem a crește și reține o parte din oamenii care își doresc să pleacă, în special tinerii, prin a le da șansa să facă într-adevăr niște firme de succes și să fie susținut cu mentorat din spate. Doi, eu trebuie să creăm niște condiții, în primul rând, de respect în administrații. Și sunt administrații care dau exemple, care sunt într-adevăr un exemplu unde ești respectat acum în România, în administrație locală, da? Dacă ne ducem, spunem, în diferite orașe, vom vedea că sunt primari care, într-adevăr, respectă cetățenii. Dar asta trebuie să se întâmple în toată țara. Pentru că oamenii nu mai au chef să se ducă la ghișeu, nu vă supărați și se înclină în jos. Nu este asta normal. Eu în Germania, trebuie să zic, în viața mea n-am semnat niciodată hârtie în care trebuie eu de mâna mea să scriu subsemnata prin prezența. Adică cum să scriu eu? Eu sunt cetățean. Eu trebuie să primesc de la tine, de la administrație, absolut toată susținere. Asta înseamnă că eu vin, zic ce vreau și tu faci. Așa este normal. Eu, ca cetățean, trebuie să fac o singură chestie. Să mă dezvolt și să adaug la prosperitatea țării. Dar nu pot să fie că fiecare om în această viață trebuie să scrie de 100 de mii de ori în viața lui, subsemnată prin prezența, să facă xerox după buletinul lui până când se face rău, să stă la coadă de nu știu câte ore doar să facă un xerox peste drum, care, bineînțeles, nu este unde trebuie. Adică toată această birocrație, care nu este doar un demers, este o lipsă de respect. Tu nu te simți respectat ca cetățean, te simți disrespectat. Asta face oamenii să plece. Faptul că merg în spitale și trebuie să plătească tot felul de chestii din buzunarele lor, le face să se simte disrespect, adică lipsa de respect e problema. Nu este banul pentru o siringă și un buchet de flori, dar faptul că ești nevoit să fii forțat în asemenea situații, asta nu este corect. Și dacă vrei să faci oamenii să aibă încredere și să se simtă respectați, rămâne aici, investești în asta. Să fii țara în care oricine vrea să dezvolte un business, adică zero bariere, simplificare totală, și doi, respectă-ți oamenii. Adică este cel mai mare bun pe care tu ai într-o țară. Eu sunt omul. Este omul, nu cine altcineva. Bine, este sau pare utopic în România ce spuneți, atâta timp cât guvernanții au cu totul alte priorități, au alte țeluri. Dar cum îi facem pe cei din afară, că ați vorbit de proiectul cu reîntoarcerea diasporei, sau cu ce să îi atragem pe cei care deja au simțit gustul unei lumi civilizate, a unei lumi în care îți place să trăiești pentru că acolo ai găsit cel puțin acel respect despre care ați vorbit? Vă zic cu ce, ca să mi-am dat foarte bine seama în acest proiect al nostru Repatriot. Este dorul de acasă. Ăla nu-l înlatur. Chiar eu, care am crescut de la o vârstă destul de mică în Germania și mulțumesc Germaniei pentru ce mi-a dat și posibilitatea de dezvoltare personală, dar acest dor de acasă cumva a fost în mine, fiindcă reconectarea mea cu țară nu s-a fi întâmplat cu oricare țară, s-a întâmplat cu România. Și vă zic că am fost cu siguranță toți din echipa Repatriot în peste 40 de conferințe internaționale care le-am organizat noi cu diaspora. Și vă zic, indiferent unde ne-am dus, fie că a fost dintr-o zonă muncitorească, fie că a fost o zonă în care a fost antreprenor din diaspora noastră, prima chestie, când le-am întrebat, adică de gândurile lor legate România, nu a fost salarii, nu a fost posibilitatea de investiții, nu a fost asta, a fost dor de acasă. Asta până și pe mine m-a surprins, adică peste tot unde am fost, în Milan, în Torino, în Statele Unite, în Canada, adică Franța, Germania, Danemarca, oriunde am fost, a fost dorul de acasă. Și
Eu cred că asta este una și aia este în toți. Adică este un sentiment care, în special la noi români, poate și la alții, eu cred că e și la alți, e acolo și știți cum a fost în filmul acesta retro Hollywood, cel, cum se cheamă, Gone with the Wind, cum e titlul în română, Pe aripile vântului. Cum ea zice la sfârșitul filmului, Tara, și ea se referă la pământ. Adică ea găsește ultimul refugiu și cumva existența vieții în Tara, ca cum ar fi țară în noi, în pământul ei, adică de unde este. Asta, dorul de acasă, este ceva care este foarte adânc în fiecare om. Și noi în repatriot, și asta trebuie neapărat să facă, și guvernul în politicile care are legate diaspora, și fiecare dintre noi, cu oamenii care avem în diaspora, că le avem, este să le reconectăm la țară. Să le dăm această posibilitate de a-și trăi dorul, de a se reconecta, de a ști ce se întâmplă, de a reveni în țară, măcar în vacanță deja. Că nu de azi pe mâine te repatriezi, că dumneavoastră a spus foarte bine. Au găsit acolo joburi, au găsit acolo oportunități, s-au stabilit acolo. Este greu, adică nu de azi pe mâine te separi de o țară în care te-ai dus. Că și eu am fost în Venezuela, am fost 5 ani acolo. N-a fost o decizie de azi pe mâine, dar am știut că trebuie să mă întorc și trebuie să plec de acolo. De ce? Și am știut foarte clar, dar mi-a luat și mie timp. Așa că ceea ce trebuie să faci este, cred, asta, și noi am făcut-o cu un program care se cheamă Zilele Diasporei, care în primul an la repatriot am convins 5 primării din țară să facă asta, în jurul 15 august, să facem împreună cu ei conferințe unde dezbatem cu diaspora întrebările, oportunitățile, posibilitatea de investiții, fonduri europene, tot ceea ce este. În al doilea an am avut deja 20 de primării și acum în al treilea an avem peste 40, nu, 35 cred că de primării care fac zilele diasporei cu noi. Adică care oferă zile, sau uitați-vă, Suceava oferă o lună a diasporei. Da, este interesant, dar ar fi și mai interesant dacă am ști în ce perioadă am putea într-adevăr să spunem că cei din diaspora se pot întoarce liniștiți acasă. Pentru că sunt multe de schimbat, este greu, spuneam la noi, și este și mai greu pentru că ne împiedică culmea, chiar cei care ar trebui să ne ajute, adică domnii care sunt puși de noi, oamenii de rând, acolo sus, de unde se iau deciziile. Vă mulțumesc mult că ne-ați acordat ora asta. Eu mulțumesc vă pentru invitație. Vă mai așteptăm aici, dacă tot v-au plăcut meleagurile, și o să povestim mai multe. Mulțumesc. Și până atunci poate se mai și schimbă lucruri. La asta lucrăm. Și asta e și șansa, și pentru diaspora. Adică ai șansa să poți în țara ta să fii parte de o schimbare, fiindcă eu am mai zis, ne-am avut o revoluție. Dar revoluția aceasta a fost o revoluție faptică. Au venit produse în țară, adică s-a schimbat ceea ce putem avea fizic. Dar eu cred că se arată clar că societatea română acum face o revoluție mentală. Măi, dacă e țara ta, vorbești limba, tu ai șansa, și asta nu ai în toate țările în Europa, fiindcă, cum am zis, ierarhiile sunt altfel sedimentate. Ai posibilitatea într-o țară atât de tânără să te implici în schimbarea ei. În ce formă vei tu? Fie în politică, fie în proiecte a antreprenoriatului voluntar, în orice formă, în ONG-uri, dar ai șansa foarte ușor să faci parte din, într-adevăr, ceea ce se schimbă într-o țară. Eu cred că e o șansă și, până la urmă, viața e scurtă. De ce să nu încerci dacă ți este dor de acasă? Și noi asta am promovat și sunt destul de mulți care au venit înapoi, care s-au stabilit aici, care au găsit parteneriate aici, și eu cred că multe inițiative din asta vor duce la un succes, fiindcă nu trebuie să aștepți din partea guvernului să facă ceva. Trebuie să faci. Tu, da. Și oricum acest guvern actual nu a dat dovadă că va face ceva pentru românii, ci va face în contra românilor. Atunci, adică, chiar e nevoie de oameni care inițiativă vin și schimbă ceea ce se întâmplă în România. Și se poate.
Mulțumesc mult încă o dată și vă mai așteptăm aici la Târgu Jiu și aici la Tele3. Mulțumesc frumos! Noi ne revedem săptămâna viitoare, tot aici, la aceeași oră, numai bine!